Bine m-am găsit la un episod în care o să o prezint încă o mașină adusă la comandă. E bine, asta e una dintre puținele mașini, după părerea mea, care are personalitate și e ceva diferit pe stradă. Și cu siguranță, când vrei ceva mai diferit, te uiți la un model de genul ăsta. Nu prea am adus foarte multe și cele care au fost aduse oricum au beneficiat de o prezentare pe canal și le găsiți pe canal. Dar ce vreau să vă zic înainte de a trece la prezentarea detaliată este faptul că este luată de pe Open Lane, este cumpărată la Buy Now și, după cum am zis mai devreme, este adusă la comandă pentru un client. Plus că, dacă folosiți Instagram, găsiți pozele din Belgia de la licitație de când a fost achiziționată, plus cele de când a ajuns ca un before and after. Dar înainte să trecem la episod, vreau să vă prezint raportul de la această Alfa Romeo Giulietta, o mașină destul de rar întâlnită și poate că nu este cea mai apreciată la noi pe piață, însă e mașină frumoasă, o mașină diferită și cu siguranță există și oameni care apreciază acest model. Aici avem raportul de la o Giulietta benzină din 2010, kilometri sunt real, pe situație financiară și juridică este ok, însă avem ceva daune. Iar mașina asta în 2018, când a fost listată la vânzare, cam așa arăta, a fost avariată pe partea dreapta față. Din ce văd, avea și ce cu aprins în bord, 109.000 de kilometri, bine, măcar avea kilometri puțini. În schimb, dauna, să nu zice că a fost neapărat foarte, foarte severă, este important dacă cel care o vinde acum sau dacă a fost luată pentru revânzare, dacă s-a pus la dispoziție starea în care a fost cumpărată mașina, dar probabil a fost cumpărată la un preț rezonabil să merite reparația. Eu nu văd o problemă în asta dacă ești transparent și dacă arăți omului ce daună a fost, ce ai schimbat la ea și dacă este reparată cum trebuie. Acum știți foarte bine că de obicei este o problemă pe partea de transparență la noi în țară. Pe partea de kilometri, 108.000 în momentul în care a fost pusă la vânzare și după se vede că mașina a mai mers încă 100.000 de kilometri în aproximativ 5 ani, deci probabil a fost reparată și merge ok. Avem dauna în Serbia. După care, pe partea de dezastru natural, nu avem încă raportat nimic. Deci am văzut, s-a adăugat aici un pachet nou pentru a face o inspecție, practic să o faci practic din raport, deja să faci o programare la un service, cred că la asta se referă, dar vom vedea pe viitor, momentan văd că nu este încă disponibil. Aici este un mediu de preț, o medie de preț, doar că depinde de kilometrii dotări, adică poate fi un punct de reper, dar trebuie să vă raportați la mașina pe care o căutați voi. 1.4, 2010, 170 de cai, benzină, tracțiune față, roșu, numărul de uși, numărul de locuri, 4 cilindri și cutie manuală în 6 trepte. După care aici puteți să vedeți și o listă de rotări, după care înregistrările, când a fost fabricată, matriculată, dauna, când a fost la vânzare conform cu pozele de mai sus. Din nou a fost la vânzare, după care a fost la vânzare cu kilometri pe care probabil i-ați văzut mai sus, în 2024, luna a treia are ultima intrare, iar aici în 2023, 11, a 20.000 de kilometri. Ideea e că așa arată un raport detaliat, însă depinde foarte mult de istoric. Dacă vreți să verificați și voi mașina, aveți link în descriere cu 20% reducere sau puteți folosi codul Luțu la pagina de plată. Hai să trecem la episod. Iar dacă nu folosiți, iată, îi facem o prezentare. Aici avem un Jaguar XF din 2020, echipat cu motorul de 2 litri diesel, 180 de cai putere, ce are 70.000 de kilometri, are și ceva dotări, dar o să vă prezint asta acum la partea exterioară, după care o să facem și un test drive cu ea și am zis că merită o prezentare pentru că Jaguar am adus destul de rar și poate sunt printre voi oameni interesați să vadă cum se prezintă o mașină de genul ăsta, cum merge, ce aturi are și așa mai departe. Așadar, să mergem în partea din față, culoarea mi se pare foarte frumoasă. Avem farurile astea foarte frumoase, mașina per total mi se pare foarte frumoasă și diferită, doar că nu își cumpără oricine așa ceva. Bineînțeles, senzor pe față, îmi place foarte mult și grila asta. Foarte frumoasă. Avem spălător, jantele astea pe 17 ce au venit cu anvelopele astea de iarnă. Mașina oricum nu a mers foarte, foarte mult. Parbrizul este cel original și este în stare bună. La interior regăsim, bineînțeles, geamuri electrice, reglaje electrice pentru oglinzi, scaunele sunt full electrice, încălzite, cu interiorul ăsta crem. Mașina a beneficiat de un detailing, era destul de murdară când a venit, plus că asta e un interior destul de pretențios. Îmi place foarte mult volanul și uite, hai să ne uităm un bord. 70.000 de kilometri. Avem navigație, avem cutie automată, avem ambele chei acolo, moduri de condus, alertă la unghiu mort, este acolo în oglindă. În spate, hai să vedem cam ce spațiu ai într-un Jaguar XF. Cam ăsta este spațiul, nu avem banchetă încălzită. Însă, având în vedere cum stă eu cu scaunul șoferului, mi se pare că ai suficient spațiu. Asta e mașina mai atipică și cine își caută în general Jaguar, cumpără strict Jaguar, nu cred că se uită și la altceva și după revine la mașina asta. Jantele arată destul de bine.
Mașina nu are foarte mulți kilometri, dar are o viteză medie undeva la 40 la oră, deci probabil a mers în afara orașului. Arată cam așa și ce mi-a place foarte, foarte mult la mașina asta sunt stopurile. Mi se pare așa foarte alungite, foarte impunătoare. E o mașină foarte frumoasă și îmi place foarte mult cum arată, doar că poate că Jaguarul nu are cea mai bună imagine la noi în țară sau în general. Multă lume se plânge de ele pe partea de motoare, cel puțin la modelele mai vechi, însă la kilometri ăștia nu știu ce probleme ar putea să aibă și bineînțeles și problemele astea eu zic că se datorează și exploatării greșite. Aici avem camera pentru marșalier, azi vedem ce spațiu avem în portbagaj. Cam asta este spațiu, mașina beneficia de detailing, de revizie, acolo este uleiul ce a rămas de la revizie. Aici avem accesoriile. Și cam ăsta este spațiu în portbagaj, destul de spațios din punctul meu de vedere. Aici avem lăcașul pentru AdBlue. Bineînțeles, fiind 2020 și diesel, greu să mai găsești un diesel în 2020 fără AdBlue. Și mi se pare o mașină specială, o mașină diferită. Și nu știu, te face pur și simplu să te uiți la ea, pentru că nu prea vezi pe stradă, cel puțin la noi în țară sunt destul de rare. Jaguar în sine e destul de rar, plus culoarea asta care face să arate foarte bine. Janta pe spate, în spate la pasager. Interiorul ăsta cremă îmi place și mie foarte mult, însă este foarte pretențios. Și odată la ceva timp eu zic că trebuie neapărat să-i faci un detailing. Dar pe cât de frumos e, pe atât de pretențios este. Alerta la unghi mort este acolo în oglindă, în partea pasagerului. Cam așa arată, într-adevăr nu sunt uzuri foarte, foarte mari. A fost curățată, dar nu avem uzuri extrem de mari, totuși o mașină cu 70.000 de kilometri din 2020. Din nou, parbrizul în stare bună. Aici putem să observăm mai bine profilul anvelopelor. Iar de aici, cam așa arată. E o mașină frumoasă, e o mașină diferită, îmi place foarte mult cum arată. Dar au oarecum o imagine pătată, să zicem așa, și cred că e păcat. Doar că de obicei cine cumpără modelul ăsta își face temele și știe la ce se aștepte. Sau în orice caz, eu zic că dacă sunt întreținute corespunzător, nu au nici ele probleme. Sunt foarte rare cazurile în care, într-adevăr, este o problemă de proiectare și acolo probabil își asumă producătorii. Așadar, hai să trecem la volan, să vedem cum merge și cum se simte acest Jaguar XF din 2020. Așadar, iată-ne la volan. Ăsta este interiorul unui Jaguar. Știu că probabil marea majoritate nu este familiarizată cu acest interior și nici eu nu sunt. Am spus că nu prea am adus și nu sunt neapărat cele mai căutate modele la noi în țară. Dar aș pune mașina asta sau brandul în sine în categoria cu Toyota, Lexus, Mazda. Adică e o clientelă mai restrânsă, dar sunt oameni hotărâți care vor fix modelul ăsta. Și de obicei nu se mai uită și la alte modele sau la alte branduri, merg strict pe modelul ăsta sau pe marca asta și e singurul model care este interesant pentru ei. Din punctul meu de vedere, e o mașină care merită banii, mai ales dacă o cumperi la kilometri ăștia la 70.000. Bine, mașina a beneficiat de revizie, a beneficiat de detailing, adică din punctul meu de vedere este pusă la punct la ora actuală, avea nevoie de o revizie și astea au fost unele din cerințele clientului. Însă, într-adevăr, poate uite și modelele mai vechi nu au fost cele mai fiabile. Multă lume poate se ferește de ele pentru că sunt piese mai scumpe. Poate că unii mecanici nu vor să repare așa ceva sau se declară depășiți de situație. Deși, din punctul meu de vedere, dacă ești mecanic, până la urmă ar trebui să poți sau să vrei să poți să schimbi cam orice la orice mașină sau să știi să schimbi. Într-adevăr, sunt niște modele mai rare, dar nu cred că e ca și cum e un motor de 2.0 diesel, adică nu e ca și cum nu cred că ai găsit o piesă să o schimbi sau să faci anumite mentenanțe la mașina asta. Dar bineînțeles, fiecare mecanic, fiecare service își cunoaște puterile, să zicem așa, n-are sens să intrăm în polemicile astea. Mie nu mi se par niște mașini, adică nu prea mai e ca pe vremuri, nu cumpăr Toyota că nu are cine să mi-o repare, sau nu cumpăr Jaguar că nu are cine să mi-o repare, sau nu cumpăr Mazda sau Volvo sau, pentru că la ora actuală sunt mulți producători care oricum împart motoare, împart cutii. Cutia de viteze, din ce am văzut eu, este similară cu cea de la BMW ZF, adică sunt la ora actuală o grămadă de producători care împart multe componente de bază. Și dacă, de exemplu, un mecanic sau un service care se ocupă cu schimbarea de ulei în cutie
de viteze. Dacă a schimbat la un ZF, probabil va ști și la asta. Sau dacă, de exemplu, un mecanic a făcut motoare de Renault sau a lucrat la motoare de Renault, probabil va ști să facă și la un motor de Renault pus pe Mercedes și așa mai departe. Adică e greu acum să existe o situație în care, domne, nu găsim piese, nu găsim mecanici și ne repară cum o facem, când o facem și așa mai departe. Mă îndoiesc să fie cazuri de genul ăsta. Probabil e vorba doar de comunitatea mecanicilor și de asta probabil de multe ori oamenii caută mașini comune sau branduri comune la noi în țară, tocmai pentru că găsești piese în dezmembrări dacă e nevoie, găsești mecanici, găsești serviciuri care să lucreze la mașina respectivă și găsești piese pe toate drumurile. Adică vă dați seama că dacă aș pune mașina asta lângă un Passat, cu siguranță 90% din oameni ar alege Passatul. Poate că e mai frumos, poate că e mai urât, poate că e mai ergonomic. La ergonomic cred că și eu aș zice la fel, că este mai ergonomic, pentru că la mașina asta mi se pare un pic ciudat că trebuie să ieși, să ții practic ochii de la drum, să intri aici la scaune și de aici să pornești încălzirea scaune, care nu zic neapărat că e rău, dar ții ochii de la drum. În timp ce la Passat sau și la mașina mea, aici încălzirea și atât. Adică sunt un pic mai ciudate, să zic așa, partea asta de entertainment la modelele astea. Sunt multe lucruri interesante. Uite, de exemplu, îmi place că e ceva mai diferit și îmi place faptul că în momentul în care oprești mașina se închid gurile de ventilație. Îmi place, adică are farmecuie mașina asta. Îmi place volanul ăsta, am zis și la partea exterioară, îmi place foarte mult, bine, cu logo-ul, cu tot. Mi se pare că e foarte frumos desenat, avem și padele aici în spate, avem alertă la unghiul mort, adică e o mașină de generație nouă și simți că totuși conduci o mașină de generație nouă, sistemele de siguranță, designul pe care îl are. Bine, cel mai mare atu la mașina asta mie mi se pare personal designul, pentru că e o mașină foarte frumoasă și, după cum am zis mai devreme, aș băga în categoria cu Mazda 3, Mazda 6, adică niște mașini mai, și CX-5-ul, de exemplu, niște mașini mai puțin apreciate la noi, dar care arată bine, care sunt fiabile. Și eu zic că și Jaguarul și Land Rover, chiar dacă și eu cunosc cazuri care la 150.000 de kilometri deja erau la al treilea motor, eu zic că vor fi, nu zic, sunt și mașini care într-adevăr au defecte de fabricație, sunt proiectate proști și mai departe, dar eu zic că în majoritatea cazurilor mașinile astea cedează și de la o întreținere precară. Adică dacă tu îi faci reviziile la 30-40 de mii, mai mergi și cu ea cum mergi, bine, cazul pe care îl știu eu cu deja al treilea motor pe la 150 de mii, este și SUV, este 2.0 biturbo 240 de cai, adică e clar că motorul e destul de chinuit, e supraalimentat. Adică în momentul în care ți-ai cumpărat mașina aia, cred că ți-ai și asumat că este mult mai predispus să pice. Așa, la motorul ăsta e 2.0 diesel, 180 de cai, nu mi se pare să fie forțat, nu mi se pare să fie ceva ieșit din comun sau foarte, foarte complicat. Dar în momentul în care îți cumperi o mașină SUV cu 2 tone și motor biturbo și tragi de el în depășiri și așa mai departe, adică din moment ce dai pe mașina 70-80 de mii de euro nouă, cred că mai degrabă nu te zgârceai, să zic așa, cu ghilimele de rigoare la motorizare și cumpărai un 3.0 cu o singură turbină care, din punctul meu de vedere, e mult mai fiabil decât un 2.0 biturbo. Și cu siguranță mașina aia se simțea mult mai bine cu motor de 3 litri pe caroseria aia decât cu motor de 2 litri. Pentru că da, ea probabil trage, probabil se simt cei 240 de cai, dar totuși e un 2 litri pe o mașină de 2 tone. Cel mai probabil economia, cu ghilimele de rigoare, pe care ai face-o la impozit, care da, într-adevăr, la un motor de 3 litri impozitul e pe la 3.000 de lei și la un motor de 2 litri este de 200 de lei aproximativ. Depinde, bineînțeles, și variază în funcție de primărie, județ și așa mai departe. Dar s-ar putea ca diferența aia să se simtă în primul rând în mersul mașinii, s-ar putea ca diferența aia să se simtă în mentenanță. Dacă pică motorul de 2 ori, deja e, cred că 5.000 de euro minim să-l faci, mă refer dacă e un compromis de tot. Adică dacă tragi linie, dacă l-ai făcut de 2 ori, deja sunt 10.000 de euro. Pe lângă timpul pierdut, nervii, servisuri, piese și așa mai departe. Bine, sunt și mașini, că vorbim de Jaguar, că vorbim de Land Rover, Range Rover și așa mai departe, care au picat în garanție și într-adevăr poate au fost acoperite de perucător. Bine, au mai fost și modele echipate cu Tata Motors, care sunt ceva făcut de indieni, dacă nu greșesc. Dar mașinile astea, pe partea de design sunt foarte frumoase, pe partea de interior nu le-aș numi neapărat luxoase, dar arată bine, adică sunt ceva mai diferit și mi se pare destul de solid interiorul față de alte mașini, doar că nu știu câtă lume și-a cumpărat la noi în țară Jaguar. Modelele mai noi poate da, dar modelele mai vechi nu, deși am mai mers cu modelele mai vechi și mi se par la fel ca și asta, mi se par solide.
mi se par luxoase pentru anul în care s-au fabricat, dar având deja niște ani, fiind niște mașini problematice, fiind motoare 2.7-3 litri, adică nu știu, să dai pe o mașină 6-7 mii de euro și să fie impozitul 3 mii de lei, deja în câțiva ani o plătești numai din impozit, îi dublez valoarea, adică eu nu aș da, pur și simplu mi se pare că sunt niște bani aruncați și nu rentează pentru mașina aia. La polul opus, dacă îți cumperi o mașină de genul ăsta nouă și dai pe ea 50-60 de mii de euro, eu zic că, adică eu personal, dacă mi-aș cumpăra mașina asta nouă, pe mașina asta mi-aș fi luat și eu la fel 2.0 diesel 180 de cai, pentru că mi se pare suficient pentru un sedan cu greutatea pe care o are mașina asta. Dar să-mi cumpăr un Discovery sau ceva 2.0 biturbo și chinuit și așa mai departe, acolo mi-aș fi luat un 3.0. Chiar dacă da, poate e frustrant să dai banii aia la primărie pentru impozit, dar eu zic că ai fi câștigat pe alte părți. Bine, în rest e destul de ergonomică și mașina asta, adică te înțelegi destul de ușor cu ea. Schimbătorul de viteze îmi place, că practic scutești foarte mult din spațiu, că na, aici acum suntem în drive, dacă mai mergem o dată în dreapta, selectăm modul sport, neutru, reverse, are și cameră, adică aici avem alertă la părăsirea benzii, alertă la un ghimor, după cum ați zis mai devreme. E mașină interesantă, doar că nu te câștigă prin briz-brizuri. Mașina asta are și lumini ambientale undeva în uși, dar se văd mai mult pe timpul nopții. Și îmi place bordul cum este structurat, adică nu este o mașină rea. Doar că e mai rar întâlnită și probabil multă lume are oarecare temere să cumpere așa ceva. Exact același caz este și la Volvo. Deși există clientele pentru Volvo, doar că dacă e un model care concurează cu mașină nemțească și prețurile sunt similare, șansele ca cineva să vrea mașina respectivă sunt destul de mici. Ok. Uite, ăsta e un lucru destul de nasol, nu știu dacă nu mai pornea, că nu mai avea carburant sau s-a oprit în mers. Dar uite, și mașinile astea au și ele niște ani, se pot strica oricând și oamenii trebuie să înțeleagă treaba asta, adică cum și la mașina mea personală, am 270.000 de kilometri aproape. Am zis că și dacă îmi pică motorul la mașina aia, eu tot o consider fiabilă. Pentru că mașina aia a mers 150.000 de kilometri în care am schimbat un senzor de NOx care este boala lor, cum ar zice orice mecanic. Deci nu mi se pare că aș fi schimbat ceva wow la aia sau să o consider o mașină nefiabilă. Chiar dacă e un senzor din ăla e 2000 de lei cu tot cu montaj, mi se pare mult pentru un senzor care, na, mă rog, nu face neapărat foarte multe lucruri pentru mașină, dar este un senzor, mi-am asumat că n-am cumpărat-o și așa mai departe. Cum și mașina asta are AdBlue, pentru că nu prea mai e cum să-ți cumperi o mașină în 2020 fără să fie cu AdBlue, mă refer la diesel. Și mașina asta, din ce văd în bord, are un consum de 7.2% pe ultimii 2500 de kilometri cu o viteză medie de 36 la oră. Adică n-am mers numai autostradă, am mers și naționale, nu e o viteză medie pentru oraș, asta e clar, dar probabil s-a mers și cu 130, s-a mers și cu 40, s-a mers și cu 30, s-a mers și dacă ne-am oprit și noi să nu mai ieșim în stradă, ok. Nu mi se pare niciun consum mic, dar niciun consum mare. Mașina nu e 4x4 și cred că e destul de rare 4x4 și pentru infrastructura de la noi din țară, motorul ăsta de 2 litri mi se pare mai mult decât suficient și cred că e cel mai, nu știu dacă neapărat cel mai echilibrat, dar pe caroseria asta să ai 180 de cai, cutia e destul de ok, având în vedere că este convertizor de cuplu, la nevoie să faci treaba cu ea, adică nu te încetinește. De exemplu, la Renault sunt anumite modele, am mai zis-o și până alte episoade, acolo sunt anumite modele, uite, de exemplu, Talisman, Kadjar, Megane. Păi DC-ul ăla e un pic mai, este mai încet, mai lent de fapt decât un DSG, dar la DSG se știe foarte bine că dacă, de exemplu, nu s-au făcut reviziile la timp sau dacă mașina este abuzată, cutia este abuzată, pleci la rece cu ea blană și așa mai departe, o să-i dăuneze. Și de multe ori oamenii zic, domne, nu cumpăr automată că e problematică, că se strică, mă costă mult, da, dar confortul în primul rând se plătește, că asta e zicala din popor, și cum dotarea aia a costat și de nouă, va costa și second. Asta o mașină manuală, dau un exemplu, e 10.000 și un automat este 11.000, 12.000, aceeași mașină, aceeași configurație. Și eu zic că nicio cutie de viteze nu este concepută să pice, orice cutie de viteze și fiabilitatea ei este influențată de exploatare, de mentenanță, de exploatare, pentru că nu cred că există vreo mașină pe lumea asta care se strică fără să dea semne. Sunt și cazuri, într-adevăr, uite, la BMW-uri, la E90, la F10, se rupe folia. Ok, dar dacă te uiți din când în când la ea, vezi dacă e uzată, dacă e îmbătrânită, adică sunt slabe șansele ca folia să fie nouă să se rupă, sau la fel și cu distribuțiile.
Am avut și eu mașini la care s-auzea distribuția. Sunt, bine, ideea e că motorul de 2.0 diesel de la BMW, el are un sunet specific de lanț, adică și dacă îi schimbi lanțul acum și o pornești secunda asta după ce ai schimbat distribuția, tot la fel se va auzi ca un tractoraj, dar ăla e sunetul ei. Adică nu ai ce să-i faci în privința asta. Doar că în momentul în care se reschimba lanțul, și aici foarte lumea este foarte supărată și indignată, domne, pe nu cumpăr BMW că trebuie să-i faci distribuția. La orice mașină îi faci distribuția. Doar că acolo o schimbi la 200.000 de kilometri și te costă, nu știu, 1.000 de euro sau până într-o 1.000 de euro. Ceea ce nu mi se pare un cost neapărat mare, că și la curea, dacă o schimb la 60.000 și o schimb de 3 ori în intervalul ăsta de 200.000, tot la prețul ajungi, cu pompă de apă, cu toate consumabilele. Doar că multă lume probabil se gândește că este scumpă pentru că dă toți banii odată și probabil se gândește că nu va ține mașina 200.000 de kilometri sau cât ar fi garantat lanțul, să zicem așa. Și este practic nu neapărat frustrarea, dar e deranjant să zici că, domne, păi eu poate o țin 50.000 de kilometri și după vând. Da, da. Din punctul meu de vedere, te ajută și la revânzare faptul că poți face dovada că ai schimbat distribuția. Adică pe mine m-ar interesa dacă sunt cumpărător de bună credință și tu îmi faci dovada cu poze că s-a dat jos motorul și așa mai departe și că s-a schimbat distribuția, eu n-aș veni să negociez cu tine. Și mi se pare oricum puțin absurd să vii la o mașină de genul ăla să negociezi pentru că consideri tu că ar trebui schimbată distribuția. Bine, aici mă refer la negocieri de genul, nu știu, mașina e 10.000 de euro, oricum e sub prețul pieței, este la prețul ăla că, uite, zornă e foarte tare lanțul și trebuie schimbat, dar o mașină la care nu are problema, deși nu este o problemă, este un consumabil cu distribuția, e cu 3.000 mai scumpă. Păi mai bine o cumperi pe aia cu 10.000, îi schimbi distribuția cu 1.000 de euro, știi că e schimbată și ți-a luat mașina mai ieftină cu 2.000 și cu distribuția făcută. Pentru că, din păcate, la noi în țară se și practică falsurile foarte mult, adică știu și eu destule cazuri în care vânzătorul a pus la dispoziție facturi, da, am schimbat, am făcut și după două săptămâni s-a rupt lanțul. Nu există așa ceva. Ori a fost făcută foarte prost, ori s-au pus anumiți aditivi în ulei sau cine știe ce au făcut ei acolo, să nu se mai audă lanțul când a fost mașina de vânzare. Și credeți-mă că lucrurile astea se întâmplă destul de des și se întâmplă pentru că sunt foarte multe cazuri în care vânzătorii nu apar în acte. Încă se practică, și vă recomand să nu acceptați așa ceva, încă se practică contractul în alb, care din punctul meu de vedere e ceva ilegal. Adică dacă mergeți să cumpărați o mașină și vă propune să faceți contract între neamț și voi direct, adică ei să nu mai apară pe acte, să nu acceptați. Pentru că în momentul ăla el și-a luat mâna de pe mașina aia, și-a luat mâna de pe voi, voi nici nu știți că i-ați dat banii și adică sunt slabe șansele ca el să zică, uite, facem contract între francez, neamț, olandez și tine, dar uite, iau o poză la buletinul meu ca să știi că eu ți-am vândut mașina. Nu se va întâmpla treaba asta. Din moment ce el pleacă cu ideea, hai să facem contract între francez și tine sau între proprietarul de pe brief-uri și tine, e clar că el vrea să se ascundă și nu vrea să apară în acte. Și nu e neapărat o referință că mașina e proastă. Poate nu vrea să plătească taxele asta, poate nu vrea să apară cu mașina aia și tot așa. Dar ideea e că în momentul în care faci treaba asta, îți asumi că și dacă mașina are vreun viciu ascuns și te-a păcălit cu ceva, tu nu ai ce să faci. Și sunt foarte multe cazuri în care se întâmplă treaba asta. Am avut și eu clienți care au fost păcăliți cu 10-20 de mii de euro, tocmai din aceeași idee, cu contract în alb sau au dat banii cash și n-au primit nici factură, n-au mers nici la notar, nici nicăieri, dar acolo e și vina lor, că sunt credul și nu poți dai cuiva 20.000 de euro cash fără să ai un document justificativ, că sunt 20.000 de euro, nu e vorba de 20 de lei. Adică fiți precauți pentru că piața asta e foarte toxică și sunt și mulți oameni care nu vor neapărat cele mai bune lucruri. Și deja, uite, a început și ploaia când am început să vorbesc despre asta. Haideți să vă mai arăt pe scurt. Trebuie să mai ajungă alte mașini, dar haideți să vă arăt pe scurt ce mașini au mai ajuns, deși s-au dat marea majoritate. Dar să vă prezint, am un Megane în stoc și urmează să mai ajungă un Seria 1 automat 2016, o să fie undeva la 11.500 de euro. Are navigație mare, are farul LED. Mă rog, cine e interesat poate să-mi scrie pe WhatsApp. Talisman, 97.000 de kilometri, inițiale Paris 2018, este adus la comandă, 1.6 benzină, 200 de cai. Aici avem un C-Class din 2019, 70 ceva de mii de kilometri, 72.000 parcă, o să-i fac și lui o prezentare. Aici avem un Megane, ce este disponibil în stoc, încă n-am apucat să-i fac o prezentare. Megane 1.2 benzină, 2017, Bose, ambientale, are cauciucuri all season care încă sunt destul de bune,
Are masaj, 174.000 de kilometri, revizie făcută, biletele schimbate pe față, i-am schimbat și radiatorul de climă plus freon. A fost 1500 de lei, am factura de atunci, pentru că puteam să-i pun și o freon să mai țină o lună și după ziceam, nu știu frate, că nu e treaba mea. Și prețul e de 10.000 de euro, este manual, dacă e cineva interesat poate să-mi scrie în privat. Haideți să mergem puțin mai în față. Megane 2021 a dus la comandă 1.5 manual, o să fie livrat mâine. Volvo-ul a fost vândut și aici mai avem 320i, benzină 2018, cutie de viteză automată, farul LED. Urmează să fie livrat zilele următoare la Cluj. Atunci o să vedem exact care e treaba și cu ea, pentru că o să mergem la un drum mai lung și probabil o să filmăm atunci. Așadar, ăsta este Jaguarul adus la comandă. Astăzi momentan mașina de aici, mai am o Skoda Kodiaq care este la curățat și o să-i fac probabil și ei o prezentare. Haideți să vă arăt și camera, care din punctul meu de vedere e de calitate destul de bună, după care mergem în parc și se cuplează automat și frâna de mână. Asta este Jaguarul, dacă aveți unul în familie sau vreți să vă cumpărați, puteți să ziceți în comentarii care ar fi motivele pentru care ați vrea să faceți achiziția asta. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, iar noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!